Bună ziua! Mulțumesc că participați la conferința noastră de presă lunară. Sunt astăzi alături de Mitica Artene, consilier județean, și de Cătălin Mândru, viceprimarul Vaslui. O să abordăm astăzi mai multe subiecte legate și de activitatea din Parlament, dar și ce se întâmplă în județ, la nivelul Consiliului Județean, dar și la nivelul Consiliului Local. În ultima perioadă, de când nu ne-am mai întâlnit, am depus două proiecte de lege și aș vrea să vorbesc despre ele, să le explic. Prima propunere legislativă pe care am depus-o în Parlament vine să clarifice o situație, o speță de aici, din Consiliul Județean. Este vorba de consilierii lui Dumitru Buzatu, care au rămas fără activitate și, având în vedere că mandatul președintelui Consiliului Județean este suspendat, așa consider că ar fi normal ca și contractul consilierilor personali ai lui Dumitru Buzatu să fie, contractele să fie suspendate. De aceea am depus acest proiect de lege care spune clar că atunci când mandatul alesului care angajează consilier local este suspendat, să fie suspendat și și contractele de muncă ale consilierilor personali. Am venit cu această propunere legislativă pentru că am văzut și discuțiile din spațiul public, dar în același timp am văzut și interpretările diferite ale ministerelor. Am văzut un minister al muncii care a trimis o adresă în care spune că mandatele pot fi, că contractele de muncă ale consilierilor personali pot fi suspendate. Pe de altă parte, alt minister, Ministerul Dezvoltării, spune că aceste contracte nu pot fi suspendate. Deci, cred că proiectul de lege, propunerea legislativă, este una corectă, este una oportună și sper ca majoritatea parlamentară să îl susțină, chiar dacă am văzut că deja Adrian Solomon a declarat că nu îl va susține. Eu cred că mai există rațiune în Parlament și că acest proiect va trece. A doua propunere legislativă pe care am depus-o în Parlament are legătură tot cu activitatea din teritoriu, cu informațiile pe care le-am primit de-a lungul timpului de la cetățeni, dar desigur și din interacțiunea pe care am avut-o cu primăriile referitoare la diverse proiecte care se află în derulare în primăriile din județ. Această a doua propunere legislativă face referire la mai multă transparență în actul de administrație publică, în sensul în care rapoartele Curții de Conturi ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, publice, să fie publicate pe site-urile primăriilor, pentru că acestea reprezintă, de fapt, o analiză obiectivă a activității primăriei sau a instituției care este verificată și, din acest motiv, cred că trebuie să fie publică și pe site-ul primăriei, să fie cât mai accesibilă cetățenilor, pentru că cetățenii și, până la urmă, societatea civilă este cea care trebuie să pună presiune pentru ca acele lucruri să fie îndreptate. Această propunere legislativă vine să modifice legea 544/2001 referitoare la liberul acces la informații, în care se adaugă printre obligații, printre informațiile care trebuie să fie publice și această prevedere ca rapoartele Curții de Conturi și rapoartele de follow-up să fie publicate în mod automat pe aceste site-uri. Acum sunt publicate și, într-adevăr, și pe site-ul Curții de Conturi, dar e important ca cetățenii să aibă acces la aceste rapoarte acolo unde au ei interes, și anume pe site-urile primăriei. Și pentru a vă exemplifica și pentru a vă arăta de ce acest proiect cred eu că este important, vreau să vă dau doar câteva exemple
din, de la noi din județ și cred că exemplele pot fi nenumărate. Dar, în primul rând, am un raport al Curții de Conturi de la Cluj. În acest raport al Curții de Conturi sunt mai multe aspecte trecute, dar e unul care mi-a sărit în ochi și pe care, o problemă pe care am regăsit-o în mai multe UAT-uri. Și anume problema legată de gestiunea deșeurilor. Și ea spune aici, Curtea de Conturi, că o problemă este nestabilirea, neregistrarea și neurmărirea spre încasare în anul 2022 a taxei speciale de salubrizare în cazul beneficiarilor persoane juridice și neinventarea completă a beneficiarilor. Adică, orașele, municipiile noastre, nu știu câți oameni ar trebui să plătească această taxă de salubrizare. Și nu toată lumea plătește această taxă. Pentru că nu toată lumea plătește această taxă, ce e mai ușor să facem? Îi taxăm suplimentar tot pe cei care plătesc. Adică, mărim taxa de salubrizare în loc să mergem să-i căutăm pe toți cei care trebuie să plătească. Pentru că aceeași cantitate de gunoi, de fapt, merge la groapa de gunoi și cheltuiala pentru gestiunea acestei cantități se împarte la cei care plătesc. Dacă împarți la mai puțin, normal că îți vine de plată mai mult. Aceasta este o problemă pe care am sesizat-o la Cluj. Dar am identificat o problemă și la Vaslui. Aceeași problemă cu deșeurile se întâmplă și la, și la Vaslui. Aici însă, în municipiul Vaslui, mi-a sărit în ochi o problemă despre care am mai discutat referitor la bazar. Bazarul, cel puțin până când a venit în control Curtea de Conturi, nu avea clarificat, nu avea reglementată situația închirierii spațiilor din bazar. De asemenea, o problemă și un motiv pentru care rapoartele Curții de Conturi trebuie să fie publice este că de-a lungul timpului Curtea de Conturi a mai dat niște recomandări pentru ca la bazar să fie făcut regulament și să se pună în, să se dea în folosință acel spațiu. Însă acestea au fost ignorate. Cred că dacă aceste rapoarte ar fi publice, presiunea publică ar fi mai mare. La Bârlad. Am căutat și în raportul Curții de Conturi la Bârlad și am identificat aici o problemă mult gravă. Zice aici, în concluzie, așa cum reiese din documentele prezentate mai sus, a fost decontată nelegal suma de 24.196 de lei pentru lucrări, s-au plătit lucrări și care nu au fost efectuate. Adică Curtea de Conturi a mers în teren și a văzut că nu au fost efectuate acele lucrări care au fost achitate. Și aici cred că problema este mult mai gravă. În anul 2019 a fost decontată nelegal suma de 16.949 de lei, la care se adaugă majorări. De asemenea, în total, prejudiciul și plățile nelegale constatate de către Curtea de Conturi, 48.000 de lei. Ei, aceste informații trebuie să ajungă la cetățeni. De asemenea, aia și închei aici, pentru că deja am vorbit foarte mult. Nu doar, probleme nu se identifică doar în municipii sau în orașe, ci și în rural. Și aici am identificat la Șuletea o problemă. Domnul primar sau stafful de acolo a fost plătit pentru că gestionează proiecte cu fonduri europene. Desigur, s-a plătit mai mult decât prevede legea și s-a constatat plăți nelegale în cuantum de 14.992 de lei. Iată, am adus câteva argumente pentru care cred că aceste rapoarte trebuie să fie publice, trebuie să fie cât mai vizibile, pentru că, de regulă, primarii sunt foarte abili în a-și prezenta într-o lumină favorabilă realizările, ceea ce e foarte bine, dar în același timp gunoiul nu trebuie aruncat sub preș, gunoiul trebuie, nu trebuie ascuns, gunoiul sau problemele trebuie confruntate și în cele din urmă abordate și rezolvate.
Proiectul de lege este, deci, unul important și sper că va avea susținere în Parlament. În presă, după ce l-am anunțat, a avut susținere, a ajuns în presa națională și sper că va trece. Aceasta a fost intervenția mea. O să-i dau cuvântul colegului meu, Mitica Afteni, care să aducă în discuție niște subiecte din Consiliul Județean. Bună ziua, așa cum și colegul meu, domnul deputat Botez, a anunțat, în cadrul ultimei ședințe de la Consiliul Județean am votat, împreună cu celălalt Consiliul Județean, o serie de prelungiri la niște proiecte aflate în derulare, în subordinea Consiliului Județean, spunem așa. O parte dintre ele se refereau la școlile speciale, acolo unde sunt proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice și acestea s-au prelungit cu un an de zile, deci până la 31.12.2024. Mai este un proiect foarte important pentru județul nostru, acela al construirii heliportului de la spital, care a primit și acesta o prelungire și într-un final a mai fost o prelungire la celebrul drum strategic pentru care Consiliul Județean va plăti contribuție proprie de 68 de milioane de lei, deși la început se pornise cu 9,8 milioane de lei. Acum, după reevaluări și acele, așa zise, expertize, în care una a fost ok, după aceea s-a cerut o contraexpertiză, s-a ajuns să plătim din fondurile noastre 65 de milioane de lei pentru cheltuieli neeligibile. Cheltuielile efectuate până în acest moment la proiectul respectiv sunt de 112 milioane de lei. Restul cheltuielilor, așa cum ni s-a prezentat în referatul de aprobare, propunerea proiectului, restul cheltuielilor ar trebui să fie asigurate de către Consiliul Județean și pentru acest proiect, datorită faptului că este un proiect nefuncțional în acest moment, s-a votat, conform Ordonanței 36, în vigoare în acest moment, o prelungire cu 3 ani de zile, deci până la 31.12.2026. Am primit asigurări verbale din partea conducerii Consiliului Județean că acest termen este ca o plasă de salvare, să spunem așa, este un termen maxim. Eu nu am încrederea că până în acel moment drumul va fi complet funcțional și semnalizat ca atare, pentru că știm că au fost și probleme cu semnalizarea. A fost chiar un accident în care o persoană și-a pierdut viața, datorită faptului că eu consider cei de la LDP ar trebui să identifice locurile unde trebuie să fie semnale, să fie semnalizate și să le și aplice. De asta avem în subordinea noastră și plătim pe cei de la ETP pentru aceste activități. Proiectul privind întreținerea și tot ce înseamnă mentenanța drumurilor județene de către LDP a fost votat la ședința anterioară cu prețurile propuse de către LDP. După aceea, tot în cadrul acestui proiect celebru au fost reluate discuțiile cu cei 6 angajați din cabinetul președintelui. Acum, cei 6 angajați în cabinetul președintelui nu știm cine le dă sarcini sau ce fac dumnealor. Ne s-a promis, o parte din presa din județul Vaslui a fost la ședința anterioară în care am discutat și am solicitat și ce l-a spus și noi, să ne se facă un mic raport al activității consilierilor respectiv. Nu am primit până la data corectă raportul consilierilor, am primit în schimb cele două informări de la cele două ministere, Ministerul Muncii și Ministerul Dezvoltării, în care Ministerul Muncii spune că pot fi suspendate contractele sau încetate, celălalt minister spune că nu pot fi. Codul Muncii spune acolo la un articol că contractul de muncă poate fi încetat din inițiativa angajatorului și are, ca dintre alte motive, și situația economică sau altele. Deci, dacă am luat situația economică națională în care guvernul ne spune să micșorăm cheltuielile, atunci, noi ne-am încadrat foarte bine în această strategie și cele 6 contracte ar putea fi suspendate sau încetate în condițiile legii. Nu spune nimeni să le încetăm în afara legii. Însă, acest lucru probabil că este încă în analiză și a intrat în prelungire, așa cum și proiectele majoritatea au intrat în prelungire. Eu consider personal că la proiectul cu drumul strategic sunt și ceva deficiențe de management. Am asistat la ultima ședință care a avut loc vineri, la aceeași poveste pe care am mai auzit-o odată, dacă nu mă înșel, în august sau în iulie, în care managerul de proiect, din partea Consiliului Județean, ne-a explicat, precum în radio, aceleași lucruri. N-am văzut nicio îmbunătățire din partea dumnealui, n-am văzut decât niște chestiuni generice, nu ni s-a spus clar
lotul 1 va începe să se lucreze de pe data 1 ianuarie și se va termina pe 1 august. N-am primit astfel de asigurări și consider că este un management defectuos și acum. Atât am de spus. Mulțumesc. Vești bune, vești mai puțin bune de la Vaslui. Toate fac parte din viața noastră, rămânem optimiști, important este să le gestionăm bine. Din păcate încep cu o veste proastă și anume aceea că anul viitor vasluienii vor plăti taxe și impozite locale mărite cu 13,8% din cauza proastei guvernări a țării. Este cea mai mare creștere a taxelor și impozitelor locale din ultimii 20 de ani. Codul fiscal impune într-adevăr indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației din anul anterior. Pentru 2024 s-a luat în calcul rata inflației din anul 2022. Rata inflației, de fapt, reprezintă măsura performanței unui guvern, iar procentul de 13,8% este un procent care indică o foarte proastă guvernare a țării, care a început să fie suportată de vasluieni încă din anul 2022. Ca și cum această degradare a vieții românilor nu este suficientă pentru actuala guvernare, au mai adăugat la ea și menținerea pensiilor speciale, recenta ordonanță a austerității care lovește în toată societatea românească și recentul atac la pilonul 2 de pensii, iar efectul este unul dezastruos și este resimțit zilnic de fiecare vasluian. Rolul consilierilor locali este acela de a crește calitatea vieții vasluienilor și peste tot în România și nici de cum cel de limitare a degradării vieții zilnice a acestora. Din păcate, asta am fost puși în această situație, în recenta ședință a Consiliului Local, să limităm cumva proporțiile acestui dezastru. Votul consilierilor locali USR pe acest proiect nu a fost pentru mărirea impozitelor și taxelor locale cu măsura proastei guvernări, ci a fost pentru limitarea acestui dezastru. Prin urmare, creșterea cu 13,8% a impozitelor și taxelor locale pe care vasluienii le vor plăti pentru anul viitor este cauzată de PSD și PNL, cei care guvernează această țară din anul 2021 încoace. Încerc acum să mai îndulcesc cumva vestea aceasta pe care nu am dat-o eu, au dat-o guvernanții prin ceea ce au făcut sau mai degrabă prin ceea ce nu au făcut. Și aș vrea să vă spun faptul că USR Vaslui face pași clari și hotărâtori în ceea ce înseamnă o administrație locală cu adevărat participativă, în care, într-adevăr, nevoile cetățenilor să fie cele care țin agenda administrării și nu anumite fantasme ale unora. Bugetarea participativă. Proiectul USR pentru vasluieni, iată, prezintă interes și pune comunitatea în mișcare. Pe 7 decembrie s-a încheiat perioada până la care cetățenii puteau depune proiecte pentru diferite nevoi identificate de ei înșiși în cartierele unde locuiesc sau oriunde în municipiul Vaslui. Urmează o perioadă de evaluare acestor proiecte, apoi votul care va fi tot al cetățenilor, ce se va desfășura în perioada 13 ianuarie 12 februarie 2024, finanțarea acestor proiecte și desigur implementarea lor pe tot parcursul anului viitor.
Sunt depuse la acest moment 20 de proiecte pe toate cele 5 domeniile de activitate prevăzute de regulament, proiecte de tineret, proiecte pentru infrastructură școlară sau de sănătate. Dintre acestea, doar 5 proiecte care vor primi cele mai multe voturi de la cetățeni vor fi finanțate cu un maxim de 200.000 de lei pe proiect și implementate anul viitor, așa cum vă spuneam. Cele 20 de proiecte depuse de către cetățeni pot reprezenta un pas mic pentru nevoile de amenajări urbane ale vasluienilor, dar cu siguranță reprezintă un început hotărât, așa cum vă spuneam, pentru o administrație locală participativă. 20 de proiecte depuse de către vasluieni reprezintă tot atâția vasluieni care au decis să nu mai stea deoparte, care au decis să dea din timpul și din priceperea lor comunității. 20 de proiecte depuse de vasluieni reprezintă nevoi care până în acest moment nu aveau instrumentul tehnic de implementare, nu își găseau locul, așa cum vă spuneam mai devreme, printre alte fantasme investiționale. De aceea, USR Vaslui mulțumește tuturor celor care au încredere în acest demers, celor care participă la demers, fie cu proiecte, fie prin votul pe care îl vor acorda pe proiectele preferate. Așadar, iată o administrație locală participativă care este realizată de către USR Vaslui cu ajutorul cetățenilor. O altă veste bună și anume aceea legată de locuințele de serviciu. Recent, municipiul Vaslui a finalizat construcția unui bloc care cuprinde 20 de locuințe de serviciu ce vor fi atribuite specialiștilor din municipiul Vaslui. Ele se află pe strada Ceramicii și vestea importantă este aceea că și tinerii specialiști vor avea șanse mari să primească o astfel de locuință de serviciu. Hotărârea Consiliului Local numărul 210 din 24 noiembrie 2022 cuprinde regulamentul de atribuire a acestor locuințe, de aceea îndemn pe toți cei interesați pentru o astfel de locuință să meargă la acest document și să-l analizeze. Doresc să vă amintesc faptul că USR Vaslui, prin vocea mea în cadrul Consiliului Local și prin votul consilierilor USR și PNL în cadrul Consiliului Local Vaslui, a amendat acest regulament în sensul introducerii criteriului de vârstă alături de celelalte criterii care fac evaluarea dosarului solicitanților. Astfel, tinerii specialiști, alături de specialiștii cu mai multă experiență, au șanse egale, cum vă spuneam, la atribuirea unei locuințe de serviciu în municipiul Vaslui. Prin acordarea unui număr diferit de puncte în funcție de vârsta solicitanților, atenție, nu s-a făcut un beneficiu sau un favor tinerilor, ci s-a făcut așezarea pe același nivel de șansă pentru toți cei care solicită o astfel de locuință. De asemenea, doresc să vă amintesc faptul că reglementările juridice în domeniul locuinței de serviciu, și anume articolul 30 alineatul 3 din legea locuinței numărul 114 din 1996, recomandă acordarea de prioritate tinerilor pentru atribuirea unei locuințe de serviciu prin criteriile de evaluare a cererilor tuturor solicitanților. Așadar, îndemn specialiștii care lucrează în instituții publice din municipiul Vaslui și pentru care locuința reprezintă
un factor de risc pentru viața profesională sau pentru viața personală, să analizeze condițiile de atribuire a unei locuințe de serviciu și să depună dosarul cât mai repede. Și pentru că suntem la final de an, mai despart câteva zile de un nou an, dați-mi voie să urez în numele filialei municipiului Vaslui, tuturor vasluienilor, gânduri calde, clipe frumoase alături de cei dragi de acasă sau de pe alte meleaguri și, evident, multă, multă sănătate. La mulți ani!